Ordinea zilei cu Ioan Bine, am găsit în emisiunea la Ordinea zilei. Vrem să, trec, să facem un fel de radiografie, să trecem în revistă evenimentele actuale la zi. Împreună cu mine în studio, Ezechil Pastor, un bun analist, spun eu, și un fin cunoscător al evenimentelor actuale. Ezi, bine ai venit în emisiunea la Ordinea zilei. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Aș vrea să trecem un pic în revistă ce se întâmplă în Ucraina, în Rusia, în Europa, în China, în America și în Israel. Așa, foarte pe scurt, dacă putem să le abordăm pe toate. Înainte de a discuta punctele acestea pe care tu le-ai enumerat, dau voie să spun câteva cuvinte introductive pentru ascultătorii noștri de astăzi. Te rog. Eu am știut abia dimineață că voi participa la această emisiune, așadar, timp destul de scurt de, de, de pregătit pentru, pentru emisiune. Nu, nu mă da de golter. Uh, de sunt evenimentele chiar să intervenim între azi. Chiar nu, știam, chiar nu știam ce să spun aici, pentru că, uh, slavă Domnului, am cultură generală, știu multe, foarte multe lucruri, adunate din. vreți să suflet informație, dar nu toate pot fi spuse aici. Aici trebuie spus ceea ce trebuie spus. Ceea ce ascultătorul trebuie să, să audă. Și atunci nu mi-a rămas decât să mă rog, Doamne Iisus, să uite în ce situație. Sunt, aștept de la tine călăuzire, îndrumare, înțelepciune, uh, gânduri uh, despre ce să vorbesc la, la radio. Și în următoarele ore, câte mi-au mai rămas la dispoziție, au început să vină, așa, ca din eter, înspre mine aceste gânduri, idei, și eu doar trebuia să le recoltez, să le depozitez. Așa că. Uh, M-aș bucura să fie așa și cu cei care conduc lumea, acum între ghilimele, să ia aminte, să spună: Doamne, Iisuse, spune-ne tot ce trebuie să vorbim atunci când deschid gura la diverse microfoane și la diverse întruniri. Da, mulțumim. Acum. Începem cu Ucraina. Lasă-mă puțin. Ce încercăm prin astfel de emisiune să aducem ascultătorilor? Uh, încercăm să îi ajutăm pe ascultători să-și potrivească ceasul lor propriu cu ceasul lui Dumnezeu. Uh, dacă cineva întreabă, dar de ce e nevoie de așa ceva, să potrivesc potrivească ceasul cu lui Dumnezeu? Uh, întrebarea este, răspunsul este relativ simplu. Uh, pentru că vorba aceea românească, trebuie să știm pe ce lume trăim. Și la câte bate ceasul? Uh, trebuie să, să fim uh, ca fiul lui Sahar, care se pricepeau să uh, analizeze, să filtreze uh, mersul acestei lumi, să scoată concluzii bune, corecte, de folos pentru, pentru ceilalți din poporul Israel. Să nu uităm că. Spune, spune Biblia despre firii lui Isahar că înțelegeau vremurile, se pricepeau, înțelegeau vremurile. Este mare lucru, este un lucru important. Deci, Doamne, fă ca toți creștinii noștri să, să fie așa. Ei spune-ne că zboară timpul. Hai să începem cu Ucraina. Care este situația la zi în Ucraina? În Ucraina, cu știm cu toții că este un, un război, un război pustitor. Uh, și ne întrebăm de ce, de ce se întâmplă acest lucru, mai ales că știm că acolo sunt destul de mulți frați și surori ai noștri care, care suferă uh, de pe urma acestui război. Însă trebuie să, să știm uh, cu niște principii, niște axiome ale lui, lui Dumnezeu. de ce se întâmplă cu acestea? Unul, Dumnezeu este la cârma istoriei. Tot ce se întâmplă în plan pământesc are, are uh, reverberație în plan spiritual, tot ce se întâmplă în plan spiritual are reverberație în plan uh, pământesc și uh, Dumnezeu are ultimul cuvânt în istorie. El n-a scăpat nimic de sub control, așadar, tot ce se întâmplă se încadrează ori cu îngăduința lui Dumnezeu, ori cu planul lui Dumnezeu. Interesant că probabil mulți se așteptau anul trecut când Putin și cum a început războiul, Putin a rămas așa stresat încă din, de la căderea zidului Berlinului când el era în, în, sediul Stasi, în Berlin sau în Dresda era. Dresda. În Dresda și mulțimea a luat cu asalt și el a cerut ajutor de la Moscova și Moscova n-a răspuns. Și a rămas foarte stresat de atunci. Chiar spunea căderea, prăbușirea Uniunii Sovietice, spunea Putin prin 2005, a fost cea mai mare catastrofă geopolitică, mă rog, pentru capul lui, da. Dar ideea este că foarte mulți se așteptau ca rușii să n aibă mari probleme, la fel cum au luat Ucraina, să ia și ce au mai vrut ei din. cum au luat Crimean. Crimea, să ia și Donbas și Lugansk. Dar. Senzația este că de un an de zile rușii se împodmolesc, parcă merg prin mlaștină. Crezi că este o componentă spirituală fără să spiritualizăm lucrurile? Uh, nu spun că ucrainienii sfinți și categoric, rușii sunt uh, de categoric. Acum, Dar parcă s-au împodmolit. nu nu uh, pot să înainteze sub nicio formă și nici pace nu cer. Aici ar, fi, ar, ar putea fi o temă separată de discuție despre, despre Rusia. Modul cum au primit ei creștinismul, cum au evoluat ei în creștinism, Ceea ce este la ora actuală creștinismul rusă. Ce este Biserica Ortodoxă Rusă? O anexă a FSB-ului și nimic mai mult. Deci, o influență demonică e de la cel mai înalt nivel acolo. Planurile lui Putin nu sunt planurile lui Dumnezeu. Sunt planurile celui rău. Spunea Chiril, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse și care este o rușine pe, pe Biserica Ortodoxă Rusă, spunea că soldații care merg la război vor fi răsplătiți în cer. De cine? Da, De diavolul, poate. Deci este, o, idee de noaptea minții. Și... Nu are nicio legătură cu Biblia. Și... Nici o legătură. Ei care se consideră a treia Romă. Deci, vă dați seama. Acolo avem frați și surori, foarte mulți în Rusia, nu știm exact câți, Uh, care suferă pentru că dacă ei își fac cunoscută părerea, imediat sunt dedicatați agenții imperialiști și riscă închisoarea. Deci ce ar putea ei să, să facă decât să se roage decât să se roage uh, ca Dumnezeu să intervină și să stopeze să stopeze uh, tot ceea ce se întâmplă. Acum, uh, revitor la Ucraina, uh, din Occident, din restul Europei au intrat multe lucruri bune în Ucraina în toți acești ani, dar au intrat și uh, lucruri rele, murdare pe care Dumnezeu le urăște și care, și, uh, și care au fost cumva într-un fel uh, stopate de a intra în Ucraina de acest război. Deci asta este o implicație spirituală în, în, în această Scurge de, de, de evenimente. Ce părere ai? Se unește și China? Intră și China în uh, joc. Uh, președintele chinez uh, se întâlnește cu Putin, vrea să vorbească și cu Zelenski? apoi. China joacă la două capete. Asta este percepția marilor analiști uh, politici-militari la ora actuală. Dar care elefant nu joacă la două capete? Majoritatea elefanților joacă la două capete. Se pare că joacă destul de inteligent China până într-o zi, într zi. Pentru că și planurile lor nu sunt planurile lui Dumnezeu. Așa că, deși ar ajuta cât pot Rusia ca aliat, nu s-ar pune rău nici cu americanii datorită economiei chineze încă au nevoie de tehnologie americană, încă au nevoie de uh, investiții americane în China, uh, nu, nu ar începe un război cu acum cu, pentru cucerirea Taiwanului, pentru că știe că America se va implica. Și nu doar America, ci și aliații Americii din acea zonă, care sunt uh, știuți. Uh, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Corea de Sud, uh, Filipine, uh, Vietnam și alte țări de pe acolo, Singapore și sunt toți aliați, aliați americani. Dar semnele pe care le vedem acum arată că acel război va fi, într-o bună zi, pentru că președintele lor, ales a treia oară, vă dați seama ce democrație este și este în China, democrația populară, a declarat că în 2026 China va fi gata de a purta război de recuperare a Taiwanului. Acum... Taiwanul nu a fost, se pare că nu a fost niciodată chinez, ci doar se gândesc ei. Nu, a fost. A fost... Să acuma, nu vrem să intrăm în, că nu e timp de intrat în istorie. La încheierea cele, de, celui de-al doilea război mondial, uh, naționaliștii chinezi au pierdut războiul cu comuniștii. Și atunci s-au refugiat uh, pe insula Formosa, care o uh, numesc ei Taiwan, și au uh, fondat Republica China, care a fost recunoscută de uh, Națiunile Unite. Și China nu era recunoscută. În timp s-a schimbat istoria și a devenit China recunoscută și nu mai e Taiwanul. Revenind la Rusia și la Ucraina, ce că trebuie să zburăm deja, să că, că trecem spre Europa, spre America și să ne oprim la Israel. Spunea cineva, când vrei să vezi cât este ceasul pentru Dumnezeu, uite-te la Israel. Revenind la Rusia și la Ucraina, când și cum se va termina războiul acesta? Va câștiga Rusia? Va câștiga Ucraina? Vor face pace? Uh, va folosi până la urmă Putin rachete nucleare, uh. cum tot amenință? Perce Când și cum? Percepția mea și nu numai a mea, a multor altora, este că acest război nu este menit să se termine. Acest război este menit să continue și să, con și să, uh, să consume seva, seva și și, și rezervele economice și militare ale multor țări. Nu, nu, nu doar a Rusiei și a, și a Ucrainei. Au, cam rămas, Ci, fără, au cam rămas fără muniție. Sau... În această lună, NATO va da seama NATO rămâne fără rezervă de muniție. Nu mai are muniție. Și nu s-a implicat NATO în Ucraina, efectiv. Dar dacă s-ar implica, ce, ce ar fi? Și Rusia Interesant. suferă. Și Rusia suferă din lipsă de muniție, așa încât a ajuns să Ia unise din Iran, din Corea de Nord Și acum tratative cu chinezii Probabil că le vor da Le vor da chinezii Căci au declarat Din moment ce Statele Unite trimit atât armament în Taiwan De ce n-ar da și rușilor? În Ucraina În Rușilor pentru război în Ucraina Statele Unite trimit armament în Ucraina Da, dar era vorba de China Da, Era vorba de China Trimis în Taiwan da. Deci, asta este motivul pentru care chinezii se hotărăsc să trimită muniție și armament Rusiei. Interesant că Europa nu s-a prăbușit. Putin prevedea prăbușirea Europei din cauza lipsei gazelor. Și interesant, și cu conductele Nord Stream, cine și cum le-a le aruncat în aer Acum... Asta e o altă poveste, dar Europa nu s-a prăbușit. Economia Europei, și uite nu deja. Nu s-a prăbușit, dar nu e exclus. Nu e exclus să se întâmple lucrul acesta. Noi știm din studiul Bibliei că lumea va trece printr-o criză cum n-a mai cunoscut lumea aceasta. Pe acest fond de criză va apare un personaj uh, foarte important care va găsi, va avea soluția la problemele de tot felul, începând cu cele economice ale lumii și care. Se va, va aroga drepturi uh, și proprietăți divine, până la urmă. Până la urmă va cere și închinare. Ceea ce va face acest personaj este legat și de poporul Israel. Cu istoria lui ce se va întâmpla. Ajungem și la poporul Israel, puțin despre America, cum vezi acum situația din America, și apoi ne focalizăm spre Israel. Uh. Întrebarea este dacă va fi Armagedon. Dacă până la urmă se vor întoarce armele, se vor uni rușii cu iranienii. Eu cu... sunt. Uh atent observator la ceea ce se întâmplă în America. De ce? Pentru că știu, știu că în septembrie 2020 Jonathan Khan, un, un evreu carismatic uh, uh, și un vizionar, a făcut, prin el Dumnezeu a făcut o ofertă poporului american. Uh, ceva gen prorocul Ieremia. Și uh, în scurt timp, după aceea, poporul american a ales, l-a ales pe Biden în octombrie. Deci s-a văzut ce alegere ce alegere bună a făcut America. De atunci s-au întâmplat multe lucruri rele în America, dar astăzi asistăm și toată lumea se întreabă ce va fi, ce, ce urmează, prin acea trezire de la Osborne, de la Universitatea Creștină din America. Ar fi ultima șansă, să zicem așa, pentru America. Dacă trezirea aceasta se amplifică, cuprinde toată America, cu siguranță va avea ecuri în restul lumii. Eu personal îmi doresc acest lucru să se întâmple și în țara mea, în poporul meu, mai ales că noi, românii, n-am avut niciodată șansa istorică pe care o au avut americanii, englezii. Uh, care a avut parte de multe treziri spirituale și Dumnezeu nu a rămas dator acestor popoare datorită trezirilor spirituale. A binecuvântat aceste țări. Uh, Anglia a fost cel mai mare imperiu mondial care a existat vreodată pe pământ. America a fost și este cea mai puternică țară. Are vreun sfert sau mai mult din PIB-ul mondial. E ceva extraordinar. Deci, Dumnezeu a binecuvântat aceste țări. Știu că în România trezirii au fost doar două, din câte știu eu, una în mediul evanghelic, cu pastorul Liviu Olach la Oradia, și una în mediul ortodox, cu preotul Iosif Trifa. Două, două încercări în mediul ortodox. Care a fost a doua? A doua a fost la Cuibu cu Barză, din București, mișcare din care a făcut da. parte și Cornilescu, Corect. traducătorul Bibliei. Dar toate... Um, și cel mai mult, Biserica ortodoxă a luptat împotriva uh, preotului trifa și a mișcării uh, pornite de el. Uh, pentru că e sub subminat da, mișcarea oastea domnului. Da, care deci, mișcarea a domnului ar fi trebuit să fie mișcarea care să renască pur și simplu biserica ortodoxă română. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Uh, există biserici uh, la oastea Domnului, ei sunt împărțiți în două ramuri, ramura ortodoxă și ramura mai spre evanghelici ramura ortodoxă este practic înghițită de ortodoxie ramura evanghelică sunt slab puțin Cum vezi situația Israelului? Deci întrebarea finală pentru emisiunea noastră și pentru uh, mare parte din istorie este Armagedonul când, cum, Are va fi, gen... cine, cum Crezi că s-ar putea războiul din, dintre Rusia și Ucraina să ia o turnură stranie și să se îndrepte către Israel? Acum, uh, mai ales aici. că Israelul încep, are posibilitatea să furnizeze gaze Europei în locul Rusiei. Au descoperit niște câmpuri uriașe de gaze în uh, Marea Mediterană, în uh, teritoriul continental Israelului. Și au făcut și în aceste zile o ofertă foarte tentantă Italiei să le furnizeze gaze și le-au cerut un singur lucru, să-și mute ambasada la Ierusalim. Ce, ce frumos, ce frumos. Atât. Da. Acum, ca, să, ca ascultătorii să înțeleagă contextul din jurul Israelului, trebuie să fac câteva afirmații. Sub ochii noștri, în aceste vremuri, se conturează cele două mari alianțe politico-militare, care vor determina viitorul și vremurile din urmă a Pământului. O alianță este Iranul, Rusia, uh, celelalte țări musulmane care stau majoritatea în expectativă deocamdată, uh, încet, încet. Probabil și Turcia? Uh, ca să se alăture și Turcia, trebuie să se întâmple ceva uh, semnificativ în, în evenimente, vorbesc ca să se alăture pe față aceste alianțe, dar vorbim de China, care încet, încet se alătură aceste alianțe și mai nou, surpriză, India, la summitul G20, India s-a arătat clar pe față de partea Rusiei. Deci, pe de o parte, este această alianță, de cealaltă parte este Israelul și nu se știe deocamdată pe câte țări poate conta Israelul, pentru că America va rămâne probabil până în capăt de partea Israelului, dar nu știm atitudinea Europei. Probabil că Europa nu va fi un monolit a, în atitudinea față de Israel. O atitudine anti-Israel are Bruselul, Comisia Europeană, dar din acest continent sunt țări care sunt pe față de partea Israelului. Mă refer la Polonia. Mă refer și, și chiar și România deocamdată este de partea Israelului și în general țări din Estul, în Estul Europei sunt... De ce crezi că este important Israelul în, în această radiografie a evenimentelor mondiale? Spune în Biblie despre râul Eufrat care va seca pentru a pregăti calea împăraților care au să vină din răsărit. La răsărit de Eufrat este, cum spuneai, Iranul, China, India, te poți uita la orice încolo. Israelul este creația lui Dumnezeu, este întâiul născut al lui Dumnezeu și atunci care este următorul născut al lui Dumnezeu? Următorul născut este biserica, dar într-o bună zi istoria al celui de-al doilea născut se va încheia printr-o răpire, dar întâi născut va mai rămânea și istoria va mai continua o vreme, nu știm cât. Și Israelul va fi mântuit tot prin Hristos. Tot Mântuirea prin, este tot doar prin, Hristos. prin Hristos. Cei care vor accepta pe Hristos vor fi o trăime. treime care va mai rămânea în urma uh, războiului devastator care va fi pe acele, pe acele meleaguri. Uh, Israelul este un punct de reper în planul lui Dumnezeu în ce privește istoria pământului. Da, mai precis, în Valea Megiddo. Există o Vale Megiddo în da, Israel, da. de unde vine și Armagedon? Este o vale în care eu am, eu am bătut, valea cea la pas, care începe din apropiere de Haifa și merge până se, se varță în Iordan. Acolo sunt câteva orașe mai importante și restul sunt orășele... Este um, o vale ca și. ca și cum ai tăia o țeavă, o segment de țeavă în două. Deci este așa o o, o curbură uh, și o lungime, o lungime de zeci de kilometri în care, în care uh, se vor desfășura evenimente dramatice, lupte, lupte uh, dramatice. Din punct de vedere a credincioșilor, la finalul emisiunii, ce atitudine crezi că ar trebui să luăm? Continuăm să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, așa spune Biblia, nu știu eu ce nu spune să ne rugăm pentru pacea Bucureștiului sau a Moscovei sau a Washingtonului sau a Chievului, ci spune să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Să, să nu uităm ce urmează la Ierusalim. La Ierusalim se vor întâmpla evenimente dramatice. Acolo, pe muntele Sionului, unde a fost templul, unde a, a locuit Dumnezeu, slava lui Dumnezeu o, o perioadă de timp astăzi sunt două moschei musulmane um, care împiedică pe evrei să-și construiască cel de-al treilea templu de ce ține evrei atât de mult să-și construiască al treilea templu să ne amintim puțină teologie la, la templu fiecare evreu avea datoria ca măcar o dată pe an să meargă cu un miel de jertfă pentru el și familia lui pentru acoperirea păcatelor lor deci să, să sesizăm diferența între iertare și acoperire. Deci prin acea jertfă a unui miel, păcatele lor erau acoperite în vederea apariției pe șirea istoria lui Mesia, care va șterge, va, va ierta acele păcate. Nu, e bine, mai, nu mai este nevoie de templu, Biblia spune, casa nu lui mai Dumnezeu nevoie, sunteți dar, voi, Hristos ne-a ne mântuit. Să nu uităm că eu, de exemplu, am trăit cinci ani acolo, am trăit și printre mesianici, am trăit și printre iudei și le cunosc concepțiile. Ei, ei, ei trăiesc ancorat încă în trecutul lor, în iudaism, și așa simt că trebuie să-și rezolve ei problema. Să se construiască templu, să aducă jerfe pentru acoperirea păcatelor, întâi a strămoșilor lor și apoi a celor contemporani. Așa că Stimați ascultători, vă dați seama uh, ce ar fi la Ierusalim dacă ar începe să se aducă jerfe. Ar fi luni de zile, uh, evenimente la Templu, cu o jerfe de miei pentru strămoșilor din cei 2000 de ani discurs în care nu au făcut acest lucru. Slavă lui Dumnezeu Poi, că avem iertare prin mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, prin Domnul Isus Hristos. Acolo există și este în creștere de la an la an. Uh, un număr tot mai mare de evrei mesianici, evrei care l-au acceptat pe Iisus Hristos, l-au experimentat pe Iisus Hristos în vieții lor și ei știu, înțeleg că nu mai este nevoie de acele jerfe, dar nici nu se pot opune celor care, care, care uh, vor să facă acest lucru, dar dacă citim Biblia, ce reiese? Reiese că acest templu va fi reconstruit și acel... Uh, Uh, nu, adică nu, 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 nu. Biblia nu spune că va fi reconstruit templul de la Ierusalim. Nu spune asta. În Apocalipsa se spune că uh, acel ticrist se va, se va pune în Templu. Deci, în ce Templu? Numai unul care poate fi reconstruit? Și uh, acest, așa vor dura lucrurile până, până când va fi acest război pustitor și lucrurile se vor, se vor schimba. Rămășița îl va recunoaște pe Isus și îl va plânge, cum plânge uh, un părinte care și-a pierdut copilul sau copiii. Cum spune profetul Ezechiel în capitolele 37, 38 și 39 despre, vasia, despre, valea oaselor moarte. La final, la final, care este concluzia pentru noi ca și credincioși, creștini, urmași ai lui Hristos, Născuți din nou, din apă și din duh, care încercăm să ne trăim credința în mijlocul acestei lumi tulburate, îngrozitoare. Vorbeam cu cineva mai devreme și spunea nu vreau să mă mai uit la știri că pur și simplu mă tulbură. Deci, ce atitudine ar trebui să avem noi, ca și credincioși, așa, într-un minut, am, foarte am prescurt. Câte telegrafii prin aceste evenimente, sigur că ar fi fost mult mai multe de spus, dar uh, timpul, timpul nu ne lasă. Uh, ca o concluzie la, la, ceea ce am vorbit, despre ce fel de atitudine ar trebui să avem noi în ce privește aceste evenimente și cele care urmează. Categoric, trebuie să fim înțelepți, să fim niște fii al lui Sahar, să fim niște fecioare înțelepte care să nu doar să avem ulei în candele, ci să avem rezerve de ulei. Ce înseamnă rezervă de ulei? Rezervă de putere. Pentru că evenimentele care, care vor veni vor fi atât de dramatice încât uh, Biblia spune că cel ce se crede tare să ia seama să nu cadă. Așadar, ca să rămâi în picioare, îți trebuie putere, multă putere, putere de sus. Asta ne îndeamnă Dumnezeu și în vremurile acestea, asta ne îndeamnă Sfânta Scriptură, să ne adunăm putere, rezerve de putere, să investim în lucrurile de sus. În rugăciune, în post, în părtășia cu ceilalți credincioși, cu biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos. Să fim ancorați cât mai mult posibil în realitatea spirituală, mai mult decât în realitatea pământească, pentru că aceste lucruri sunt vremenece, trecătoare. Dumnezeu a curățat o bună zi pământul prin ardere. Și... Consecința asta este soarta lor. Doamne, ajută-ne să ajungem în împărăția pe care ne-ai pregătit-o. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Am vorbit despre evenimentele actuale. Am încercat să, să trecem așa foarte pe scurt prin ce se întâmplă în Ucraina, Rusia, China, Europa, America și Israel. A fost împreună cu noi, în studioul nostru, Ezechiel Pastor, un cunoscător și analist al evenimentelor actuale. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă?